Să vorbim despre vreme, vremea de astăzi, dar și din zilele următoare, pentru că va fi foarte frumos. Viviana este alături de noi. Cât de frumos va fi, Viviana? Nața. Bună dimineața, am zis că vin cu vești noi, v-am promis și mă țin de promisiune, dar vă zic ce se întâmplă cu vremea astăzi, pentru că va fi frumos și vă povestesc așa rapid ce se întâmplă în fiecare regiune a țării. Așadar, astăzi vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată și va fi în general frumoasă în mare parte din țară, însă cerul va fi variabil și va prezenta înnorări cu precădere în Carpații Meridional, Carpații Occidental, dar și în regiunile nord-vestice și în regiunile estice. Așadar, acolo vor fi ploi slabe, de scurtă durată, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în sud-estul teritoriului, dar și în restul țării pe timpul ploilor despre care vă vorbeam. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 23 de grade în Constanța, 24 în Miercurea Ciuc și vor ajunge până la 29-30 de grade în sudul teritoriului, în zonele vestice, dar și în Moldova. Astăzi în capitală este foarte frumos, ne bucurăm de 29 de grade, iar de mâine chiar se mai încălzește, 30-31 de grade poi mâine și avem parte de soare din plin, însă cu mai multe detalii revin puțin mai târziu, în a doua oră a Observatorului.